Să trăiți, domnul Freda, să trăiți. Să trăiești, domnule Mihai, să stăpâne sănătos. Bă, mulțumesc, dar nu mi-am luat probleme. Nu vrei. Cercuri. Uite acolo, 6 feluri de tuburi, volum mare, aici sunt doar 4 feluri de tuburi. Aștept să te ajungă la 6 tuburi. Nu. Trebuie să vindem această mașină frumoasă. Ia uite, cum n-ai luxoasă, vision, cu, cu cam e long, n-are cotieră de aia cu șampanie. Poți să pui o șampanie, e sticluță de aia mai mică și o bagi acolo. În rest, cam mare ce trebuie. La care faruri are, uite, distronicare, e bună. Grilele. Și văzuși pe drumul până aici, niciun bec aprins. Grilele astea se fură mai greu ca la A7, fii atent. Da, dar uite, mașina a avut o mică jdrelitură pe aici și niște începători. Începători au făcut-o de nota 8. Acum, ce e bine că e ieșit culoarea. Asta e important. Că am impresia că o culoare din asta e foarte sensibil așa în calibrare, să zicem. Ce facem cu discurile astea, că sunt noi pe spate? Plăcuțe noi? Da, dar observi că etrierii pe spate au puțină rugină. Iar pe față nu, asta înseamnă că sunt de fier și ăștia de aluminiu, nu? Păi aia sunt de aluminiu pe spate. Pe față. Pe față, da. Și ăștia sunt de fier. Anvelope Michelin de iarnă. Ia să vedem. Din care iarnă? Să-ți dea Dumnezeu, Mihai, numai de ăștia să ai în bătătură. Să te duci colo, să iei cu bidonașul. Bă, nea Robert, să-mi dea Dumnezeu fără. Uite, la 7 l-au făcut. L-au făcut mai mic și trebuie să iei cheia de roți să-l desfaci. Nu cred așa. Ba da, nu merge așa cu mâna. Păi și o femeie ce face? Ia cheia de roți. Sau dacă se strâns tare, trebuie să aibă pistol de la Milioache. Cred că mai bine îl sună pe prietenul nostru, dă un ban și știe o chestie. Și nu mai umblă niciodată. Da, mă, vezi, mă învățai să-mi iau 8, e prea mare, prea lungă, unde o parchez? În locul la A7. Asta e mai lungă. Eu am parcarea făcută fix. Să vezi. Să te înjure mai rău, să te înjure mai rău vecini. Ciurci, iau te la dracu, la una mai mare. Da. Mamă, bă. Și aici? Soluții interesante. Cric, ia uite, frumos. Mie nu mi-a mai dat cric cu băiatul ăla să-l sun. Asta sigur e pentru pus adlu. Păi da, să nu te murdărești pe mâini. Cu șufele ăștia, vezi cum atragi pagubă, vorba ta. Eu nu mai țin o mașină, clești de pornire și ele. Exact. Eu te sun pe tine. Nu se bagă mașina în service. Nu se apropie de elevator, nu transporti cu ea scule, chestii, chei, bă, nimic, pentru că universul ăsta al mașinilor atrag vibrații și dacă tu o duci în mediul ăsta, ce zice? Sunt ca acasă. Dacă ar fi fost ăsta pe sub mașină așa pus ușor, cum îl sustrăgeau ai noștri? Ăla de cuplu, de ce? Mamă, de cât îl agățai de bordură și când pleca românul. Bă, să știi că, în ciuda suferințelor matale cu marca asta, mie îmi place, să știi, mi se pare... Mochetă, asta mi se pare cea mai bine făcută și cu cele mai multe atenții. Nu e, nu știu, ca BMW-ul de rapid, ca Mercedes-ul de exotic sau... Dar parcă e cel mai... Totul la ea e pus unde trebuie și cum trebuie, știi? Aluminiu bănuiesc, asta dacă o lovești, o repar ca în greu. Da. Triunghi. Se prezintă frumos și la interior. Mocheta. Da, camera pe spate. Astea false, nu? A, nu sunt false. Bă, alo. Da? Următoarele sunt false. La modelul urmă. Pui mă tu ăștia așa și să văd țăvile sub ea, cum așa în 2-3, ca la alea. Cum? Că dă seama că aici... Cu capul de găină. Ia uite, are măcar... și cheie. Da, aici e totuși un exercițiu, că nu e toată toba din inox până în spate sau tipsuri. Astea sunt puse pe bară. De-a zis să pui niște plasticuri care seamănă cu ăștia, de la un metru arată la fel. Arată la fel, dar și e costă... cașcavalul, să iese cât mai ieftin. Aia, oricum, la ce mașină o să urmează să conducem, o să ne fie dor și de ăștia cu tobele de eșapament pe sub ele. Bă, ia uite spațiul ce e aici. Păi long, nea Robert, ia vezi pentru picioarele matale. Și dumneata să duci în față. Da. Aude aici cu perdea electrică, dar trebuie pus contactul. Și cu perdea electrică în spate, bagi în marșalier, coboară pe perdea. Cât e asta de mare. Bă, și n-a fumat nimeni niciodată. Că se plimbă mult cu ea, vezi? La mine sunt mici. Tu ce mici sunt ele ale mele. Dar nu. Vezi? Până la urmă sunt niște diferențe între clasele astea. Ia uite, ai de transportat 4 adulți sau un boss 2, mergi cu A8-ul. Ai de transportat un director de service ăsta omnipotent, omniprezent, îți iei A7, mergi singur cu el. Că da.
până la alt servis. Râzi, bă, și vrei Mihai să mergi liniștit toată viața, îți iei pasat. Zici? Dar m-am întâlnit cu un prieten de-al nostru, tot așa, posesor de mașini de-astea, Porsche-uri, și mi-a zis, bă, ce faci, bă, de întinerești, de n-ai, tu nu ai un stres, nu îmbătrânești deloc. Zic, bă, eu merg cu Passat-ul. Ia uite cât de lungă și, ușa asta, și mai lungă. Da, așa, am dat 200 de milioane pe distribuție. E mai lungă ca de față. Ar trebui când prinzi vreuna din asta să facem un experiment de la ușă scurtă, ușă lungă, știi? Bă, mi-a mai trimis cineva că au făcut unii. Da, nu... tu ai pățit experimentul ăla, cineva, un client al tău a făcut, fără să vrea. Păi da, eu am pus ușa, am apucat să-i pun geamul, i-am pus și când să-i pun ornamentele la chederul, nu venea. Bă, ia uite-o, bă. 3000, clasic, asta e varianta de 258 de cai. Ia uite spațiu aici. Păi mai sunt de pistoane, mai multe. Vezi, uite la asta, 3000, schimb folia cum vrei tu. E cel mai accesibil, cel mai... cât costă o revizie la asta? Găsești orice. Dar bineînțeles, sunt mai sensibile astea, că Euro 6 AdBlue, mai pe la distribuție, mai pe la sistemul AdBlue. Dar sincer, dacă e o mașină care e servisată și care merge, cum e venit asta de la un județ din colțul țării, că a venit pe roți, n-a venit pe platformă. Tu știi cum sunt ăștia de firave, dacă nu le desfaci cum trebuie... Poate ajunge pe la tine să-i faci un reglaj. Care avea cleme aici, dar nu are niciuna. Un reglaj final. Reglaj fin. Știi cum ar trebui. Claxoanele, uite, ușor, nu ca la tău are pitulate la mama dracu. Păi și fii atent. Ea trage aer de aici, dar aici nu are continuare gaură. Vezi? Cine știe? Să nu intre muște, să se nece turbina. Au știut ei ce știau? Ce au știut? Bă, dar să-mi explici mie cum e cu proiectoarele astea negre. Cum sunt? Dacă n-a avut un bani să-și cumpere proiectoare... Păi da, o fi vreo unul spart și le-a făcut și preu, cum dar fac ăștia la ITP-ul. Știi, ai auzit și tu, nu? Păi ce fac? Sau cu bandă, pun cu bandă. Cu cremă de pantofi. Cu cremă de pantofi e prea greu. Păi decât să schimbe un bec, care e greu de schimbat la proiector. Și de plimbat? Cum mă plimbi pe mine cu ea? Păi ia și urcă-te la volan și hai. Aoleu, să mergem. Uite, la ăștia nu poți să-ți ridice. Păi nici la pasă nu se poate. Ia uite cheia frumos. E ca a ta? Păi la fel. Păi de ce au făcut la... Bă, aceea știe că sunt niște ordinari, pe mine mă deranjează, că nu știi. Uite, de ce mi-au făcut mie ghearele astea aici? Că eu n-am unde să o bag. Trebuie să facă și ei, mă, așa. Are Alex una de Lamborghini, era aceea știe, la fel ca asta, doar că scrie Lamborghini aici. Da, ce să mai... Mulțumim cameramanului nostru, ne mutăm la bord. Anunțul cu mașina o să-l găsiți în descrierea clipului, bineînțeles. Aproape că uitasem să spun partea cea mai importantă. Mașina asta nu o să o cumpere unul care vine după un F10, de exemplu. Pentru că nu are unde să pună cheia asta. Cum are F10-ul de aia, pac, aici. Vezi? Sincer, mașina asta nu are în comun nimic cu F10 și nu, nici cu proprietarii așa de F10. Zici? Deci, da, dar uite, de exemplu, nu-mi place când ai capitonaș pe buzunar decât pe sau lateral. Te pun că poți să o pui aici, dar se plimbă. Nu, mai o să o pui. Aici se încarcă celularul. Mai mult cartela. Zici? Da. Colo, colo. E frumos, interiorul ăsta e frumos și e bine făcut. Observ că e totul la locul lui. Ce băi, ce rotițele astea? Nu știu, tu nu le ai? Eu am încălzirea. A, dă-i și tu, resetează-i consumul, că 9 cu 9. Scuză-mă tu pe mine. Și ia, o dăm o tură, nu știu, unde vrei, încolo, încolo. Cum vin ăștia? Ia-o la dreapta, mergem până la SR și ne întoarcem. Pe aici ce mi-explici pe la asta? Ce știi să fac? Ce e asta? E că nu-i care? Caltul. Ăsta nu-i caltul. Păi tot genul ăla. Doar că e pus mai încolo, dar e la fel. De aici ăsta așa intri pe colea, eu te mai trăs. Strânge centura tot. Pe aici setezi individualul, să-l faci suspensia pe dinamic, să fie volanul, să meargă ușor. Chestii de bani mulți. Da. Știi pe ce dai banii măcar. Așa cum? Ia navigația unele. Nu l-a apăsat de... Un an, doi, că era lipit. O mașină care a stat, n-a fost folosită în ultimile luni. Dar observ totuși o chestie la Audi, să știi, se păstrează da, foarte bine. Avem interior. Voie să intrăm încolo. Bă, păi văd că e linia discontinuă, de ce nu? Este să... Uite, așa vedem încolo. Să ne asigurăm din multe părți. Și acum o să intră să la Adrilex. Nu, că ăsta întoarce, nu cred că intră. Hai, se întoarce. De dublet. După asta, mamă, eu trebuie 10 lei.
vezi, vorbești de distribuție și te pomenești cu F10-le în parcare. Liniște. Lasă ușor că Audi-urile, știi ce pățesc pe aici? Pe sectorul ăsta. Am pățit-o chiar și eu. Păi, exact. Da, îți povestesc într-o seară. Așa? Circulam cu Laguna. Laguna, leguma albastră. Așa? Undeva prin județul Mehedinț, într-o localitate, eu și o altă mașină undeva în față, departe. Bă, n-am ce face. Și mi s-a părut că e pe fază lungă. Și i-am dat un blitz scurt cu farurile de la Laguna. Așa? Au început să-mi dea și ei blitzuri. Când m-am apropiat, ești ce mașină era. Seria 3 albă. Am făcut și eu greșeala asta. Dar nu s-a întâmplat nimic pentru că aveam viteză regulamentară. Eu am dat cu oamenii ieșeau din, oamenii ieșeau din tură, probabil. Eu am dat cu X5, știi ce aveam acolo? Sudură. Ia cum făcea ăla? Du-te, bă! Mașina ăștia, nu știu, a ta, într-adevăr, poți să o condus, să o pilotezi așa, dar asta parcă e făcută să mergi așa. Dacă e de lux, automat nu trebuie să te strângi și să dea cu tine. Și dată pe dinamic, dar pe confort va sta mai bine. Uite ce tari sunt telescoapele. Așa, și dăm pe confort să vezi cum se moaie. Cu mașina ăștia așa trebuie mers, bunea, Robert, ce să spun. Pac, pac, ce frumos. Dar chiar că merge frumos, să știi. Iar face... Ia dă-o pe efficiency puțin. Așa, pac. Așa. Și el ținu așa, din accelerație la 100. Și la un moment dat să iei piciorul din accelerație. Dar nu știu dacă unde e ăla. Trebuie să-l dai... Nu, nu, doar ia piciorul din accelerație. A, nu faci. Păi n-are reticul ăla, pe ăsta. Alte piese în plus. Alte cifre în plus. Da. A, am înțeles. Da, pe... mergem pe confort, pe ce vrei, mantale, cum zi. Da, altă ligă. Dacă ai bani, e o alegere interesantă, să știi, adică mi se pare așa, limuzină de top. Avem un boiage. Lasă-l acolo. Așa, putem să o criticăm un pic, că nu sunt oglinzile puse unde trebuie. Că pe unde vrei să fii? Pe ușă, bineînțeles. Dar uite, nici la un echivalent merg, bine că ăsta e eu. Asta și e nea costică, să duce acasă. A fost bălită în boci, am mutat numărul pe spate, uite. La banii dânsului putea să-și ia oricând alta. Dar mă rog, nu știu ce mai reparat. Știi cum sunt ăștia cu bani mulți? Eu îi văd cel puțin ăsta, frate, le lucrez eu la mașini, că ăștia cu bani sunt mai zgârciți de 1000 de ori decât ăștia. Nu cred așa ceva. Nu crezi? Un taximetrist ne-a schimbat un bec la o mașină, dar s-a schimbat greu. Și mi-a zis, tata, n-am niciun ban, dar aș văzui numărul de matriculare și m-a oprit după vreo săptămână și ceva și mi-a dat 10 lei. Mi-a zis, domnule, nu te costă, domnule, nimic. Un bec de drept. Vreau să scrii banii, ăștia... măcar să ne dai niște like-uri pe YouTube, ceva pe acolo, să nu ne mai înjuri în comentarii. Cine? Să nu ne mai înjure pe YouTube, să ne dea niște like-uri. Mi-mi plac la ăștia semnalizările, cum fac bum bum. Da? Ia o îndărăță. Să ne îndreptăm spre service-ul matare, că bănuiesc că aștepți marfă ceva. Păi primi un curs, a lovit în aripa de spate, mai primi omul ăla de la Chișinău sau de unde e. Păi da, văd că repar Volkswagen-ul și din alte republici. Păi vezi, am ajuns mare. Păi chiar că două ești... tigonuri albe, dar ăla văzut și e de... Și unul din Republica Moldova. E de America aia. Dar are podeaua ruginită spartă. Păi la fel ruginește și în America, și în Moldova, și în România. Ce observai la tigonul ăsta, nu are ceară în spate deloc băgată pe tabla aia unde vine roata de rezervă. Mm. Unde ar trebui să vină. Da. Față de ăștia de Europa, ale noastre, tot ce mi-a venit de Germania sau din ce țări sunt, au în spate, la panou de spate, au ceară și ceară multă. Asta n-are deloc. Întrebă-ne, Robert. Bine, sigur, asta a fost inundată, dacă are și țava aia de sub origine. Dar dacă bagi, de exemplu, un stup de albine în ea, îți consumă ceara aia? Fac ce miere, măcar. Dar știi că dacă anumite răni le poți trata cu miere. Și pe asta poți să o tratezi cu miere? Da, pe, în zonele astea de război, de chestii, dacă nu ai medicamente, folosești miere. Mă gândesc că și la Volkswagen am putea găsi o soluție din asta, pe termen lung. Să facem miere
să facem un stup de albine, să crească în el. Și albine. Asta. Și mă, ce? Ce te mai gândești? Poți să vezi câteva borcane de miere, le încălzești frumos cu sudură, o uniformizezi, nu mai ruginești niciodată. Vii dumneata și tragi cu gletiera, se face în șapă. Da, da, da. A, altă viață. Roțile drepte, nu pârbe volanul, ci frâna ușor, nu se mișcă volanul. Păi, bună mașina. Da. Păcat că n-avem și noi, adică eu n-am și eu bani să-mi iau una. Am luat niște rable. Hai bă, Neami, hai bă. Hai bă să le vindem pe toate trei. Păi chiar le vând pe toate trei, serios. Pe toate trei odată. Pe toate trei, că vreau să luăm altfel de mașini, gata. Vreau să faci cum am făcut eu cu X5, l-am dat la 5, la 5 jumate sau 6, am făcut și am luat-o pe alaltă. No. Sau cum am făcut cu ăla. M-am tot gândit, vreau să-mi iau, ori să facem o mașină, ori să cumpărăm una gata făcută. Ce mai, ia-ți mă comandă-ți pentru Toyota, Toyota de-aia le-am făcut de acolo, le-am dezmembrat-o. Dar tu nu mai iei una, comandăm una, că sunt de ăștia firme, de fac de la zero, da. Toate tablele. Păi și o comandăm că... și o asamblăm aici. Ne cam complicăm puțin. M-am tot gândit și încă mă gândesc. Prima dată venise ideea să iau... Muzul o viră. Să iau un Touareg și să-l facem de off-road. Să-l o viră, bă, ăla cu BMW-ul, cu farul, de nu-i mergea de soi de el. Sau nu e ăla? Hai să vedem. Nu e ăla, e o Mazda. Mamă, dar ce vedete, de unde-i vedete? Unul ăsta a făcut stânga, ăla venea din față. Păi și unde lovi? În plin. Păi uite unde-i vedete, în stânga? Da. Oprii să le lași numărul de telefon? Lasă-i, bă, că află-i de mine. Mamă, sunt băgat de Mazda, că e frumos botul ăla. Și e foarte scumpă bară. Hai, să repară, ia uite. Să revenim la rablele noastre. Mă gândisem să iau un Touareg și să-l facem. Dar pentru Touareg sunt mari probleme cu suspensiile. Dai pe Touareg cât dai, unul de 2.5 sau de 3.000 manual, primul model, da? Și dai pe suspensii de alea de-am văzut în America pentru ele, cât dai pe Touareg. Cam problemă. Până la urmă poți să-l lași și cu suspensia standard pentru ce vreau eu, dar te vei lovi de limitele astea ale lui de înălțime la sol. Pe de altă parte, băieții ăia de la Teleorman de-am filmat patroalele alea, încă au unul dintre ele de vânzare. Opa! La un preț competitiv. Ce-ar fi să-mi iau un patrol nea, Robert? Ce să iau așa să văd munții României cu el? Să filmez, să facem live din vârful muntelui Matale la serviciu, în vârful muntelui, domnul Păun pe malul mării. Da, bă, eu nu tot vârf... și nici pe mine nu mă băgați în vrăjeala asta. Să-și, bă, să-ți iei tu concediu, să mergem o săptămână, două. Ți-ai luat concediu? Nu mi-am luat, că... Păi și atunci... Eu te iau cu mine, cu mare drag, dar n-avem remorcă și nu putem căra sculele, prea multe. Și trebuie să luăm și pe Nicu. Nicu, cred că i-ar place pe acolo, eu știu. Așa că încă mă gândesc, dar important e să le vindem pe ăștia trei. Da, mă, că o vând și eu și punem banii toți patru și luăm două. Nu, dar m-am tot gândit, am un Touareg, ăsta e frumos, nu are o zgârietură, merge bine. Dar eu nu pot să-l folosesc la ce vreau. Și atunci îl folosesc ca ce, să mă duc până la București cu el și să merg până la tine? Păi îl țin degeaba. Mai bine păstrez laguna pentru chestiile astea sau iau altă troacă din asta. Și eu asta, ce? Nu. Îmi dau unul total și o reparăm? Nu. Nu vrei? Putem să încurești și facem mâul ăsta. E mopt. Schimb vitezele. Bă, ce ai, bă? Dai pe manual de aici. Serios? Da, uite, e mopt. Că nu fie configurabil, să poți să de la de poți să poți. Dacă scrie mâul și arată două de ăștia din cutie. Două rotițe. A, chiar da, mai dreptate. Trage la cutie, știe el ce știe. Davai, davai, pistolet. Uite, bă, ce înseamnă să nu știi. Eu că zic că ridic aia din spate, mă, și uite. Că de aici o ridici pe aia din spate. Ce înseamnă să dormi în ghete? Sunt negri ăștia. Place că ai torpedo cu cheie. Lasă-mă cu ăla. Cine intră în asta? Crezi că sparge geamul să-ți ia... Oricum, cred că geamul ăștia destul de greu de spart. Sunt duble, vezi. Da. Vezi și dacă îl sparge, dacă îl crapă, nu... Nu poți să... E exact ca parbrizul. Da, nu cade. Dar culmea, unele au decât pe față și pe spate nu. Pentru zgomot, probabil, sau cred că e opțiune. Plătești. Oricum, mașina zgomotul mare îl ia din față, iar din spate mai mult de la roți. E o știință și cu chestiile astea. Vezi că mâine ne așteaptă Tesla nouă. Mâine ce? Vineri, toată ziua. Nu mâine, poimâine. Mâine ne așteaptă live-ul. Ia uite, și ăștia se lovirea ceva, nu? Bă, mâine e
bagaci spre Matale să vadă oamenii traseul de acces și din partea asta? Acum ne-a asfaltat și nouă, Mihai, nu mai intrăm pe aici. Am văzut, vii cu mașina curată. Ajungi cu mașina curată, adică. Am spălat pe jos, unde o parchez. Mâine avem live-ul și joi avem o Tesla nouă. Parcă mai avem ceva, dar nu mai știu. Exact, bă, uite-mă, pe asta n-am luat un calcul. Unde e aia de scrie sus, cum e celălalt ăsta? De spune viteza. Da, dar bine nu era, dar e doar o cameră de viteză. Cameră de viteză, exact, unde e aia, pac, dreapta. ITP da. Pe stâlp, birtu aici, mici, crânați. Autoră. Ia uite, vorbim Cosmin. E la întreprindere. Mai mai montează niște becuri. Vezi că mâine să-mi schimbe și mie niște becuri. Ia uite și el ține Opelul la umbră. La, asfalt, păi au și copelurile ăștia dacă le ții pe pământ cu iarbă. Aoleu. Da. Bă, Audi ăsta e frumos și își merită, își caut un proprietar nou. Dacă aș avea bani, mi-aș lua și eu. Îmi place interiorul, mi-e place în cubacul aici la umbră. Îmi place combinația asta de culori. Chiar dacă la mulți nu le place lemnul, mie îmi place. Mobilă. Mobilă, da. Amintește așa de ceva sănătos. Hopa, hopa. Uite, moare motorul? Bă, moare sau nu moare, dar uite ce consum scosă-și. Ce consum? 8,1. Da, mă, înseamnă că a mea e fărâmată. Pe tu cât scos cu la asta? Tot cam așa. 25, 30, 40. 50. Depinde. De vremea de afară. Consumă mult, bă, ce-i față de asta. Pe roțile odată. Cum? Roțile. Da. Cai în plus. Da. Și piciorul drept. Mamă, ce-i dau. Îmi place că eu când eu calc, mă uit la aia pe TikTok, de pleacă cu ele, de se ridică de bot. Și faci și tu la fel. Și zic, bă, dă o dreacu, de-aia oam. Să-i dau, cam o să dacă le lași așa ușor, se supără. Uite, vezi, nu e ca la șeptar aia, de urechi, așa, și câte gâdilă. Șeptarul e mai dătător de senzații. Chiar e, și scaunele cum sunt. Ce să mai bănea, Mihai? Eu spun șeptar să-ți iei. Acum tu faci ce vrei. Bă, da. Nissan Patrol. Ia uși tu. Ne vedem cu bine noi și noi episoade. A ta nu faci așa? Mea, când a pus aici cade ăsta, se lasă mai jos. Pac. Ne vedem cu bine.